Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vorbim în această ediție despre iertare. Să vedem cum am putea ajunge să iertăm, să le iertăm celor care ne-au greșit. Este alături de mine pentru discuție părintele profesor universitar dr. Aurel Pavel, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Bine ați venit, părinte decan, la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am regăsit! Spuneam, dragilor telespectatori, că vorbim despre iertare. Părinte, astăzi se vorbește mult, însă se iartă mai puțin. Dacă deschidem Sfânta Scriptură și ne uităm chiar la predica de pe munte și la rugăciunea pe care Mântuitorul Hristos o arată apostolilor și nouă celor de astăzi, rugăciunea domnească, Tatăl nostru, spunem acolo că Dumnezeu să ne ierte nouă greșelile, așa cum și noi îi iertăm pe ceilalți. Deci, iertarea, cred că este esențială în viața creștinului. N-am putea fără ea. Da. În primul rând, trebuie să spunem că iertarea este marea noutate a creștinismului. În budism, în brahmanism, nu există iertare. Pe de altă parte, s-a și ajuns la acea temă, la acea idee a reîncarnării în care omul trebuie de atâtea ori să ia trup uman până își va răscumpăra toate păcatele sau până i se vor ierta toate păcatele. Pe când pentru noi creștini, cum deja ați spus, trebuie să fie pilduitoare învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, respectiv învățătura bisericii noastre. Și în predica de pe munte, relatată de către Sfântul Evanghelist Matei în capitolele 5, 6 și 7, în special la rugăciunea Tatăl nostru, apare această formulă, să spunem, a iertării. Trebuie să avem însă în vedere că Mântuitorul, atunci când vorbește de iertare, se referă, să spunem, la cele două direcții, pe orizontală și pe verticală. În primul rând, iertarea păcatelor pe pământ. Adică omul nu este suficient că este iertat de către aproapele său dacă nu își primește și iertarea de sus, iertarea de la Dumnezeu. Pentru faptul că omul poate greși față de sine, față de aproapele, dar și față de Dumnezeu. Și atunci, automat, trebuie să-și primească iertarea și de la Dumnezeu. Dar vedeți că iertarea aceasta pe care Dumnezeu o dă este condiționată de iertarea celorlalți, adică iertarea celor care ne-au greșit nouă. Bineînțeles, atunci când Mântuitorul ne învață rugăciunea Tatăl nostru, ne arată cum să ne dobândim iertarea păcatelor, cum să îl înțelegem pe cel din jurul nostru. Și prin aceasta se face o comparație sau Mântuitorul vine să arate superioritatea legii Harului, legii Noului Testament, tocmai prin comparație cu Vechiul Testament. Mântuitorul tocmai asta spune. Iertați nu numai pe cei care v-au greșit vouă, iertați pe toți, iertați chiar și pe vrăjmașii voștri. Prin aceasta Mântuitorul vrea să arate superioritatea legii Harului, legii pe care Mântuitorul vine să o instituie. Și aici este foarte elocventă pilda datornicilor. Când iată Mântuitorul sau stăpânul cheamă pe primul dintre datornici și îi se iartă o sumedenie de datorii și când scapă din fața stăpânului, slujitorul se duce și imediat sare în gâtul aproapelui semenului pentru o datorie infimă, pentru o datorie care ar fi putut trece cu vederea. Și tot aici avem și noi expresia Mântuitorului, cu cât iubim mai mult, cu atât ni se iartă mai mult. Și iubirea vrăjmașilor este una dintre calitățile superioare ale sufletului uman. Nici nu s-ar putea concepe un creștin fără iertare, fără a-l înțelege pe cel de lângă sine și mai ales cum spune rugăciunea Tatăl nostru, iertarea ne duce în fața tronului lui Dumnezeu, a judecătorului nostru, care ne condiționează. Iertarea pe care ne acordă El
de iertare pe care noi o acordăm celor din jur. Sfântul Siluan Atonitul ne și spune că cel care iartă pe vrăjmașii lui este răsplătit de Dumnezeu cu harul Dumnezeu, sau cel care iartă sălășluiește în el harul Dumnezeu, sau cel care iartă vine peste el pacea lui Dumnezeu. Deci iertarea aceasta nu este doar o acceptare a celui din jur sau a unei situații de relaxare a unor stări tensionate între doi oameni, ci vine chiar iertarea aceasta a celui care ți-a greșit cel mai rău, cel mai mult. Mântuitorul de multe ori aduce în fața ucenicilor și ascultătorilor lui exemplul acesta al părinților care orice ar face copiii le dă numai ceea ce este bine, le dă pâine, le dă hrană, le dă... Nu îi leapădă sau nu îi îndepărtează pentru tot ceea ce sau pentru orice ar fi făcut. Și iertarea aceasta de părinte, exemplul lui Dumnezeu Tatăl, așa iubit Dumnezeu lumea, încât pe însuși Fiul Său l-a trimis ca să-l ridice pe om din starea aceasta de păcătoșenie. Este tot o iertare pe care Dumnezeu o acordă omului. Vedeți? Și atunci, automat, iertarea aceasta trebuie să fie pentru noi o virtute. O virtute care, într-adevăr, nu este ușor de îndeplinit, având în vedere faptul că omul este cu ciudățeniile lui și omul este cu felul lui de a fi, unii chiar consideră că este o victorie atunci când poartă un război cu cineva sau se crede foarte îndreptățit de a avea ură, de a șicana pe cineva, tocmai pentru faptul că nu vede că iertarea este o datorie. Este o datorie a fiecăruia dintre noi. Părinte profesor, cum putem ierta în ziua de azi când nimeni nu mai întoarce celălalt obraz? În ziua de astăzi, creștinii noștri sunt creștini doar, am spune, de duminică, sau creștini de suprafață, sau creștini doar atunci când sunt în biserică. De multe ori nici chiar în biserică, nu, unii dintre frații noștri nu sunt creștini cum ar trebui. Și atunci, automat, această modalitate sau acest comportament al lor se răsfrânge și în relațiile de zi cu zi. Creștinul nostru nu mai întrupează întru totul în viața lui învățăturile Mântuitorului. Survine aici și cealaltă problemă a iertării, dar nu a uitării. Știți că există în popor expresia aceasta, am iertat, dar nu pot să uit. Ori aceasta iar nu este o iertare așa de jumătate. Dacă Hristos nu ne-ar fi iertat, sau dacă Dumnezeu nu ne-ar fi iertat, Hristos n-ar fi venit pentru noi și atunci cum eram? Eram tot în aceeași osândă a păcatului și a morții. Deci Dumnezeu a iertat pe primii oameni, chiar le-a promis de atunci Mântuitor și iată Hristos vine să întrupeze întru tot învățătura divină și la care și noi trebuie să fim părtași sau și noi trebuie să ne împropriem. Hristos nu a venit să ne aducă o mântuire ușoară sau chiar și spune, am venit să aduc sabie, război, dar ce război? Cu cine? Cum? Război cu tine însuți, război să-ți înfrângi pornirile rele împotriva celor din jur sau împotriva propriei persoane, cu atât mai mult împotriva lui Dumnezeu. Părinte, poate iertarea să ne facă să părem slabi, lipsiți de spirit combativ? Nu. Trebuie să vedem în ce măsură se poate împăca dreptatea cu iubirea. Se spune despre Dumnezeu, cred că un Sfânt Părinte ne spune că atunci când vom fi judecați, Dumnezeu va sta pe scaunul dreptății și pe scaunul dragostei. Ei bine, cred că în relațiile umane așa ar trebui să facem și noi. În spiritul acesta al dreptății interumane să putem nu dezbate, să putem convinge pe cel din jur că a greșit sau că ne-a greșit, că
are ceva de datora cuiva, de făcut. Deci această dreptate umană care trebuie să fie oarecum stăpână în relațiile interumane. Dar în același timp și dragostea. Și dragostea. Căci fără dragoste nimic nu este. Totul să dărâmă fără dragoste și, bineînțeles, iertarea este o latură componentă, nu? A iubirii. A iubirii și, cum am spus, fără iubire nu poate să existe nimic. Fără iubire, vedeți, câtă răutate nu există între oameni. Fără iubire se ceartă frații între ei, se ceartă soții, se ceartă copiii cu părinții, se ceartă colegii de muncă. Din răutate, din ură, vedeți câte și retricuri nu fac oamenii împotriva semenilor lor, din răutate, din invidie de multe ori, suntem pe punctul de ai considera pe toți răi, pe toți decăzuți moral. Și atunci, aici, cred că punctul forte al iertării este tocmai iubirea, iubirea creștină. Iertarea este deci o formă de iubire? Dacă iubești pe cineva, ierți mai ușor? Eu cred că da. Cred că dacă iubirea ar sta la fundamentul tuturor faptelor noastre, atunci am ierta ușor, atunci am vedea nu inferioritatea noastră față de alții, chiar dacă suntem oarecum mai inteligenți, oarecum mai înstăriți, material sau mai arătoși fizic, biologic, am vedea oarecum că nu este darul nostru, că noi avem un dar al lui Dumnezeu pe care trebuie să-l întoarcem, că nu este meritul nostru, ci este ceva care trebuie dat înapoi și atunci, automat, în fiecare dintre semenii noștri, ar trebui să-L vedem pe Hristos și față de fiecare semen al nostru avem o datorie, o datorie care nu se poate îndeplini, nu se poate duce la înfăptuire decât prin iubire. Și aici trebuie văzut în ce privește iubirea aceasta apoi dezinteresată. Iubirea nu numai că ți-a făcut ție ceva, tu să-i răsplătești cu aceeași monedă. Nu, că tocmai de asta vine și spune Mântuitorul. Iubiți pe vrăjmașii voștri, adică iubiți pe cei care v-au făcut vouă un rău, v-au ponegrit, v-au făcut ceva, pe aceia să iubiți. Acelora să le arătați supra dragostea voastră sau darul acesta al iubirii, care vine, bineînțeles, tot de la Dumnezeu este. Sunt, părinte decan, și situații în care ar trebui să plătim cu aceeași monedă? În creștinism, eu aș zice că nu ar trebui, mai ales atunci când este vorba de relația cu semenii noștri. De ce? Pentru faptul că prin aceasta se arată superioritatea creștinului, prin a nu arunca cu piatră cel care aruncă în tine cu piatră, ci ca și la Evanghelie, aruncă cu pâine dacă poți. Copilului tău, dacă cere ceva să-i dai, ce ai mai bun, să-i dai ce crezi că-ți place, ți-e mânc, nu? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci, iată, noi ce am așteptat să ni se facă? Numai bine, în jurul nostru să fie numai iubire, să nu fie numai pace, numai liniște. Ori asta ar trebui să facem și noi la rândul nostru. Părinte profesor, vorbeați despre această iertare care ar trebui să vină din inimă, fiindcă, așa cum spuneați dumneavoastră, sunt multe situații în care spun iert, dar nu uit. Cum am putea ajunge la acea iertare și iubire din inimă? Să ierți cu toată inima ta pe cel care ți-a greșit? Cred că este o autoeducație aici. Este vorba de o depășire a sinelui. Cred că este vorba de o punere a tuturor acțiunilor noastre pe seama ajutorului divin. Cred că este vorba, cum spune Sfânta Evanghelie, de a-L vedea pe cel din jurul tău ca unealta prin care tu te mântuiești. Deci, a-L vedea pe cel de lângă tine, fără de care tu nu te-ai putea mântui.
Chiar Mântuitorul ne spune că ajutând unuia dintre cei mici, mie mi-ajutați. Deci, dăruind cuiva ceva, dai din darul lui Dumnezeu aproapelui tău. Și nu în zadar expresia sau titlul cărții filozofului nostru dăruim, vei dobândi. Deci numai dăruind iertare, numai dăruind iubire, poți să te aștepți de unde? Să-ți vină de sus iertarea și iubirea lui Dumnezeu. Deci iată, prin aceasta ne transbordăm noi înșine în planul relației personale cu Dumnezeu, a propriei persoane cu Dumnezeu. Și aici Mântuitorul vine să ne spună, nu, pilda slăbănogului, ce este mai ușor a zice? Iertate sunt păcatele tale sau ați luat patul tău și a merge? Ia-ți patul tău și umblă, cum îi spune slăbănogului. Deci iată cele două condiții. Iertate sunt păcatele tale și ia-ți patul tău și umblă. Ceea ce înseamnă că Mântuitorul i-a iertat slăbănogului păcatele, l-a făcut sănătos, dar l-a pus în acțiune. Ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Ia-ți patul, ia-ți starea pe care o ai acum și du-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut Dumnezeu semenilor tăi. Nu în zadar marea taină a creștinismului, Sfânta Euharistie, atunci când Mântuitorul a instituit-o, s-a făcut pentru iertarea păcatelor. Și mai mult decât atât, tot atunci Mântuitorul spune, aceasta să faceți într-o pomenirea mea. Adică să fie o activitate perpetuă în viața noastră, să fie o activitate pentru Dumnezeu, în favoarea aproapelui, dar pentru Dumnezeu. Și iarăși revenim la rugăciunea Tatăl nostru. Iertați ca să primiți iertare. Iertați aici ca să primiți iertare pe cealaltă direcție. Deci este o acțiune, am putea spune, du-te vino. O acțiune cu dublu sens. Degeaba am face noi o spovedanie, oricât am face-o, degeaba ne înducem în fața duhovnicului să-i spunem am făcut cu tare, am făcut cu tare. Dacă nu, și iertăm. Dacă nu, te căiești de păcatul care l-ai făcut. Și căința asta nu trebuie să fie numai una declarativă, ci căința aceasta trebuie să fie una efectivă, una fundamentală. Mă gândeam la Sfânta Împărtășanie, fiindcă vedeți când vii să te împărtășești, ce spunem acolo, că să te împași cu cei care ți-au greșit ție. Deci nu numai celor cărora tu le-ai greșit, deși cei care ți-au greșit ție și cu aceia să te împaci, ca să poți primi Sfânta Împărtășanie. Un lucru extraordinar. Este lucru înalt. Este o condiție neapărată sau imperativă. De obicei, vine cât un creștin de-a nostru la spovedanie. Știți, eu n-am nimic cu el. El are cu mine. Deci, această fugă de o responsabilitate. Ori, între două persoane, când există o altercație, ambele sunt de vină. Una n-a știut să evite instaurarea conflictului între cele două persoane. Fiecare, acum, eu am dreptate. Dacă l-ai întrebat pe celălalt are dreptate. Ori dreptatea sau adevărul trebuie să fie numai unul singur. Și acolo ar trebui fiecare să-și vadă partea de vinovăție și atunci automat trebuie să îl vezi pe cel de lângă tine prin sufletul tău. Oare cum ar fi? Oare cum sunt eu?
Oare cum este aproapele meu? Cum este semenul meu? Oare de ce nu pot eu ierta? Oare de ce mi-a greșit cel de lângă mine? Oare nu și eu l-am provocat? Oare nu și eu sunt de vină? Părinte profesor, vorbeați despre frumoasele pilde ale Mântuitorului Hristos și mă gândeam acum la pilda fiului risipitor care se întoarce acasă și spune că tatăl i-a iertat din inimă tot, că l-a așezat pe el la starea cea din tâi. Chiar Sfântul Ioan Gură de Aur se întreba retoric, aceasta este plata pentru păcat? Și tot el îi răspundea, nu, aceasta este plata pentru pocăință, pentru căință, pentru întoarcere. Deci iertarea din inimă este aceea pe care o dă tatăl fiului risipitor, întors acasă. Aceasta cred că ar trebui să o avem către toți oamenii, așa cum spuneți dumneavoastră. Acolo este, cred că, modelul suprem de iubire părintească. Iubire care se revarsă asupra fiului neținând cont de cât rău. Haideți să aducem pilda aceasta în realitatea noastră. Câte nopți nu fi dormit acel tată când și-a văzut că fiul pleacă de acasă? Câte nopți nu fi stând de priveghere tatăl când se gândea, poate știa unde este fiul, poate știa situația lui, poate vedea bunătățurile și ceea ce are el și îl vedea probabil sau îl știa pe fiul lui îndepărtat. Și nu numai atât, eu cred că marea pildă și marea învățătură trebuie să o tragem noi din pilda aceasta atunci când era vorba de fapte morale sau fapte imorale, să le spunem. Că nu este, n-a fost de ajuns doar că fiul a plecat. Probabil tatăl îl ierta mult mai ușor. De iată că îl iartă atunci când îi aduce oarecum o atingere persoanei tatălui, nu? Prin faptul că o fi primit în familie educație creștinească, educație morală, și el ce a făcut? A mâncat averea cu desfrânatele, a făcut cele mai mari nelegiri, probabil. Deci este vorba de nu numai de o iertare, să-i spunem, fizică, o iertare de suprafață, ci o iertare și o dragoste pe care tatăl îi acordă fiului risipitor din adâncul sufletului, din străfundul inimii lui. Acesta cred că ar trebui să fie modelul suprem de iertare și noi avem credința că Dumnezeu așa procedează cu noi. Părinte, mă gândeam în timp ce vorbeați la faptul că și noi trebuie să cerem iertare, că Dumnezeu nu ne iartă dacă nu cerem noi iertare, cum și cel care ne-a greșit trebuie să ceară și el iertare. Deci să conștientizăm totuși lucrul acesta, că sunt oameni care spun, da, am greșit, dar el trebuie să mă ierte, că doar așa e în creștinism. Da, eu cred că pentru un bun creștin, chiar dacă nu îi se cere iertare, cred că cel care conștientizează starea lui ar trebui să facă primul pas. Ți-a greșit cineva? Cred că modelul dumnezeesc este de a te duce tu spre el. De-ai acordat tu încă o șansă să te ierte. Sau iertarea ar trebui să fie din perspectiva persoanei proprii, dar să-i arăți că mergând spre el îi cerșești oarecum iertarea sau mergând spre el îl înveți că trebuie să-și ceară iertare. Vedeți, în actul de mântuire a neamului omenesc, Dumnezeu este cel care face primul pas pe om. Hristos face următorul. Hristos ne așteaptă cu brațele deschise. Hristos i-a iertat și pe cei care răstineau. Deci, iartă-le lor că nu știu ce fac. Azi vei fi cu mine în rai. Deci, iertarea aceasta din străfundul inimii trebuie să fie pentru noi ca o revărsare de
dar, ca o revărsare de dragoste din sufletul nostru. Și eu vreau să spun că chiar dacă ți-ar fi greșit cineva, nu cred că trebuie să aștepți cu mâna în sân sau să stai închis în casă sau să îl ocolești pe cel din care ți-a greșit, ci tu să-l cauți pe el sau tu să, încă o dată, să mergi la el cu pâine dacă s-a aruncat cu piatră. Tu încă o dată să mergi să-i arăți dragostea, să-i arăți ceea ce ești tu. Că prin aceasta eu consider că omul este superior. Părinte profesor, aș vrea să vă întreb în chip practic, cum putem, cum să ne luptăm cu noi înșine și cum putem ajunge să-l iertăm pe celălalt? Când vedeți, sunt atâția oameni care declară pentru ce mi-a făcut nu-l iert niciodată. Adică e un lucru care pare la un moment dat imposibil să-l ierți pe cel care ți-a făcut un rău. Cum putem ajunge, Părinte, la această iertare? În primul rând, dacă am rostit rugăciunea Tatăl nostru cu conștiință și cu totală dăruire față de Dumnezeu, și când am ajunge la acea formulă și ne iartă precum și noi iertăm, dacă am trece totul prin filtrul personalității proprii și am vedea că ne autojudecăm, atunci cred că ne-ar fi foarte simplu să-l iertăm pe cel din jurul nostru. Cred că atunci ne-am vedea pe noi un judecător corect, un judecător drept, dar numai dacă ne-am uitat în spatele nostru ceea ce am făcut cu semenul nostru, ce dreptate sau ce nedreptate i-am făcut. Cred că numai atunci, bineînțeles, această stare se poate obține numai cu multă rugăciune, cu slujbă, cu harul Dumnezeu, cu trăirea autentică, nu a învățăturii creștine. Deci cu ajutorul lui Dumnezeu. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa spune, fără de mine nu veți putea face nimic. Deci numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Părinte profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Cuvânt pentru Suflet și vă mai aștept cu drag. Mulțumim. Să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să întruchipăm întru totul învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spiritualitatea autentic creștină, încât să devenim mai buni cu cei din jurul nostru, ca să primim și noi de sus bunătatea și răsplata care o așteptăm. Mulțumesc! Încă o dată vă mulțumesc! Dragi telespectatori, putem ajunge la iertare dacă, așa cum ne spunea Părintele Decan, Părintele Profesor Universitar Dr. Aurel Pavel, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, îi cerem lui Dumnezeu în rugăciune. Ne ajută Dumnezeu să depășim, să trecem peste toate și să iertăm din inimă, fiindcă numai prin forțele noastre, prin forțele proprii, nu vom putea ajunge. Pe curând, dragi telespectatori!